Bună să vă fie inima, dragi oameni buni, și bine ați venit la un vlog. În vlogul de astăzi vreau să vă spun că punem gresia, aranjăm casa până la punct și o vindem. Dacă aveți 100.000 de lire și nu aveți ce face cu ele, puteți să investiți în acest proiect. Mamă, ce dăduia să mă bată, tata. Dați-vă ce viu frumos. Vă spun, nu se compară roșiile alea din grădină cu alea pe care le mâncăm noi de prin magazine de nicio culoare. Așa o să arate gresia. Cred că, frate, o să ia o marcă, nu știu ce, să ne apucăm de treabă. Nu știu cum să scăpăm de porumbii de aici. De ani de zile se tot... Aveți vreo idee în ceea ce reprezintă evacuarea porumbiilor din side? By the way, puteți da și voi un like puteric în cazul în care sunteți darnici. Cald în România, bă, băiete, curgă apele pe mine pe aici, pe burtă. O să mi se subțeze burtă. O să dau un slăbit. O să slăbesc. Mă, atunci când ești în primejdie. Noroc, noroc. Da, da. Mai am un pic și stric după ajutor. A, uite, bă, și-au luat oamenii triciclete și la noi în sat. Bată cucu, dacă nu. Evoluează treaba rău, deodatule. Dacă v-a fost dor de tata. Două vorbe. Da, două vorbe. La mulți ani pentru toți cei care chema Marian. Marian și Maria, și vă așteptăm la Bâlciu Argetoiei pe data de 20 de august. Amin. Păi astăzi e Sfântă Marie. Nu, Sfântă Maria a fost ieri și duminică este Bâlciu Argetoiei. Știi că mi-a scris mai prin comentarii că m-a tăiat Jonca, lumea de-a sunt un prăpădit? Aia, aia ți-a scris. No, nu cred. Femeie? Bărbat. Bărbat. Femeie, auzi? A murit. Păi nu mă gândi că n-a. Ce că femeie? Păi nu știam de ce să facem. Păi vezi cum pune problema. Ca să știe unde să ducă discuția. Păi da? Păi ca o să te însori cumva? Bă, nu, că pensia e mică, dar merele de acum încolo, plăcerea e mică. Deci chiar de că am auzit că la vârstă mai așa mai înaintată, mai rău îți vine. Nu îți mai vine, că ce sunt plăteava? Este exact în momentul că se înrăcesc căldurile, deja îți vine lalii așa. Aia, oricum acum, în timp, oricum să răcesc. Păi da, ca la cloță, dacă nu scoate ouă în 3 săptămâni, la ce dacă mai stai 2 luni cu cloța pe cuibar, că ea nu mai scoate ouă. Acela nu se întâmplă și pe aici. Da, da, da. Deci la cine auzi ăștia că se laudă, tirișii tăi se laudă, când treci la o anumită vârstă, pac, dai înapoi. Deci, fii atent, viața este ca o minge rotundă. Și când ai trecut de jumate, deja începi să dai socoteală de ce ai făcut. Ah. Da. Numai înainte, da, nu? Da, până la jumatea vieții. Ce nu-ți de acord cu ce spune jumata? De ce? Din cauza faptului că eu am văzut oameni care au depășit timpul. Au depășit datorită faptului că... Adică, cum ți închipui că omul care mi-a mie pachete, vine în Anglia la... Cât ați măcare? 65? Da, da, sunt oameni printre oameni. Păi din 10, 2 sunt retrași. Deci fii atent și dezlujitorii Domnului. Păi nu, dar cât vrei? Dezlujitorii Domnului. Sunt 10 popi. Ei doi au ăsta dar de slujire și har la Dumnezeu. În rest, popi sunt așa, care dă cu mătura, care... Pentru că să spun un lucru. Te duci la o mănăstire și sunt 100 de călugări. Nu mă, doi slujesc. Ai lans fac mâncare, ai lans mătură, ai lans îngrădesc în grădină, aia nu slujesc. Aia sunt altceva. Din punctul meu de vedere, e cum îți cauți. Nu, adică nu, pentru că nu toată lumea deci are dar ca să gândească sau are menirea. Eu de multe ori mă gândesc, bă, uite ce bine o duc ăștia care nu-și dau seama că sunt proști. Deci care nu-și dau seama, da, fii atent. Că, stai internet cu el. Asta iar rămâne de interpretat. Că dacă stai să ne gândim la un an diferență, de exemplu, eu nu dau seama ce prost am fost eu anul trecut. Păi da, așa e acum, dar stai seama la anul. Exact. La anul de-a business. Da, asta cu a fi prost e de interpretat. Păi tu să înțelegi la mine ce-ți povestesc, că dacă îți dai seama că ai fost prost, înseamnă că dai să evoluezi, deci te-ai deșteptat. Da. Pentru că e mai rău de cel care nu dă seama că a fost prost. Chiar dacă a fost de două ori mai prost ca tine, dar nu dă seama. Și el s-a impresia, bă, așa e bine la mine. E, îl lasă știu un lucru, că la și poate, din cauza faptului că el n-are gândire decât să trăiască astăzi, bă, ce bine de mine, chiar dacă n-are pantalonul jos pe el, nu se uită în jos. El zice, ah, ce bine de mine și ce alea. Deci are un dar la Dumnezeu ca să nu dai seama ce prost ești. Cât e de prost. Da. Nu le e un dar de la Dumnezeu. Deci și de aia are Dumnezeu grijă mai mult ca de tine. Ceață. Da, da, da. Nu spărți că nu vezi că de la jumate. Hai să spargem prima dată, vedem cu bine rândul. O spargem sau o tăiați? O spargem în buza aia acolo, o spargem asta. O tai eu mai bine. Tai să tai cu polizorul? Acum tai, uite ca să vezi cum tai. Uite dacă nu, eu am pânză nouă, am pânză nouă din credere. Dar vezi, da. Tăi mă, ce așa, vezi. Tai, uite, 2 cm. Am văzut cum să-l prind acolo. Terminăm cu lunsarea asta. Ce? Terminăm lunsarea asta.
Nu promii nimic. Da, nu am ce noi. Dacă nu terminăm și tu vrei să dăm în față de noi, o punem nelipită. Nu. Și tot la nu, mă întrebai așa. Dar acum mai plecăm de 5 ori la magazin, să mai luăm de 5 ori. E vorba că ce fel de lucru. E mult până încep și până mă vine ușor. Stai că mi-e frică de polițist. Eu mă duc în coa. Mie de polițist mi-e frică, sare în ochi. Ar trebui ochelari de protecție. Mamă. Ia uite-o. Acum să îndrăgostesc. Zic că să dăm să facem să trebuie, dar fii atent că nu e numai de muncă aceea, e măi, și te trebuie să te jucă-ți-o în capul. Așa de cu capul, misteria. Exact. Eu ca la mine, mă ora volan, dau cheie și plec. Gata, el nu contează, motorul. Păi știi că m-am gândit la un moment dat că poate că meseria asta. Eu m-am gândit la un moment dat că poate meseria asta mi-a creat niște sechele. Nu, nu, nu. Din cauza aia tu ești așa fixit. La tine îți dai în stânga, trebuie să fie în stânga, bă, că dacă le ia în stânga, e mălea mama neagă. Îți dai neagă de treabă. Ei, mai trebuie să mai faci o țără, dar mai fac o țără. Adevărul ăla e că tu ești la volan acolo, faci tu drept da, tu. Da, tu cum ești tu, așa te ascultă. Da. E aici, nu că eu nu pot să-i spun un mătră, bă, dă-te mă așa că n-am eu loc. Mie și eu sunt maleabil așa, dar... A, cu cine? Cu toată lumea. Îi dai voie, bă, ia o pe un gaș, că eu te las. Nu, ăla, nu, nu să spun. Nu, dar și, cum să spun? Nu, e diferență, e diferență mare. E și faptul că trebuie să fii așa cumva. E diferență mare. Că dacă iei tot ori pleașca, nu merge. Nu ți-e compara aici cu aceea. Asară, deci, asară vreau să spic că a făcut un accident la Filiaș cu tirul. El a dat în curul lui Pârbulescu cu tirul. Deci, când îmi pui un fel de tir. Nu. Bă, tatule, păi fii atent, eu mă gândeam azi dimineață într-un către casă. Eu nu mai pot să mai trăiesc rău. Era unul, avea un camion de 12 tone legat cu chingi și mergea cu el pe drum. Mă gândeam, bă, eu în ce ligă joacă oamenii ăștia? Legat cu chingi și ăla mergea. Îți dai seama? Avea dubă, era dubă frig. Și pusă chingă pe dubă din afară. Cu băie verat așa avea la pusă chingă pe dubă. Hai că vine două. E greu. E greu să mai concurez în liga asta. În liga asta joacă greu. Joacă hard. Și că se mai întorc să faci să treci tu. N-ai cum să te întorci să faci de exemplu, eu stau și mă gândesc că în 2023 încă în România nu se privește dormit un camion ca opțiune. Câte firme de transport românești privesc în 2023 a dormi în camion ca opțiune? Cât? Nu poți. Ai așa trebuie să faci. Da. Păi de-aia de ce l-au făcut ăștia de proști, l-au făcut fără cupat. Unde ai vinul, pară? Păi să fiu revin. Dar plus că, gândește că sunt 40 de grade acum, unde dormi? Și ce înseamnă acolo în conserva aia să stai? Eu mă duceam pe comunitate și dormeam dimineața la 3 și până la 6, 3 ore dormeam. Și ăla mai avea și pretenții la mine că de ce... Că te bag 15 ore de muncă după aia. Păi da. Și stai pe autostradă și stai cu cafele în tine până să umblă ficatul. Că se merge pe principiu că ce faci, doar conduci. Se pare puțin că e 50 de minute, deci 1500 e puțin. Da. Se pare puțin că e 1500. Ia uite ce frumos plouă. Viața la seara. Coc. SRL. Business. Da. Păi viața ne spune la oameni că tunăm casa și o vindem. Ce? 100.000 de lire, e bine? Da. Cu tot pământ, tot vorbim. Numai partea asta, că aia rămâne a noastră. Da. Aia e casa mea. Bai de ui. Bătrânea? Da. Ia uite bătrâne, perie nouă, bătrâne. De sârmă. Vezi dacă cauți bine prin toate ăștia, mai găsești câte ceva. Bă, nu. Dacă cauți bine prin toate rafturi, mai găsești câte ceva. Este? Da. Bă, ce frumos plouă, dar plouă așa. Bă, se vezi, când mă trezi eu, dădu un ropot. Nu, asar, ieri. Bă, ieri stăteam cu Erica acolo și cu Moira. În part, bă, și din, ne uitam la desene și cu fata. Bă, din toată s-a pus o ploaie, ne-a bă, am zis, gata, bă, ce frumos era ca pe, așa, ca pe telefon. A început să placă și ție? Da, mie îmi place. Bă, eu stau de multe ori deschid geamul în Anglia și stau și ascult așa cum plouă pe fereastră. Și cum mă simt? Mă simt așa în siguranță. Da. Știi? Adică ce frumos plouă afară, nu plouă pe mine, tăcă firme de alea. Ajutor! Ajutor, salvați-mă de mine că vreau să mă sinucid. Ma! Bă, dau grămadă de trotinete din alea, datule. S-a umplut satul de trotinete. Ma. Uitați-vă și voi, dragi oameni, de trotinete. Bă, nu fi periculos pentru copii ăștia, nu, dacă cu mașini peste ei? Hă? Imediat ai să vezi că ai bătrânul ăia razna ca aia din Anglia și le cumperi căricioare din alea cum să duc englezi la magazin. Cred că un procent de 70% în Anglia dintre ei care folosesc căricioare din alea reușesc încă să mai meargă, dar dau renunță la luptă. Știi? Bă, altceva, bă.
Una e când folosești o cameră mai bună și alta e când folosești una mai puțin bună. A, uitați-vă cum o să arate lux. Lux! Să-l vedeți pe Vladimir, dragi oameni buni, cum umblă. Și și eu te sperii de această încărcătură? Ia uite, crescătorii, ia uite, papagan. O că să tremură unul de fric. Trebuie pus o oglindă la asta. Ia uite, crescătorii aici, fermă de... Fermă de părliu cu o fârliță. Îi dăm drumul datul la treabă, gata? Să-ți pregătiți! Trebuie să închid becul. Au dat ce a făcut frate veci. Ne-a întregunat mai mult proiectul. Ne apucăm de afaceri grele. Trebuie să facem, avem matriță, să facem plăci de gară, să placăm casa, să mamă. Dați like cu rumuri de casați aproape. A pus aici bordură și a făcut grădina aici. Dacă vrei să mănânci o roșie, așa îmi place, numai discut omul. Dacă vrei să mănânci o roșie din Lujer direct, chiar... Bă, și roșia asta din România au un gust, mamă, doamne. Mamă, doamne. Mori, ia uite. Ia uite cum o iei cu mâna ta, ia uite. Nici nu mai speri așa direct o bagi. Altceva. Altceva, da. Trebuie placată și face frate meu niște plăci super tari. Cred că mă ocup cu el de proiectul ăsta. Place că e frumos afară și chiar putem să facem treaba. Uite și pe Bucea. Dacă vrea dur de el ăsta e. Am bătrânit să rău. Zăți urdurile, ai și o căpușe, un cățaș, căpușa de la... Zăți urdurile la ochi, nu vezi și tu. Cățaș, carul. Curge și sânge de la căpușa aia, fii atent. Aia era fiu de bine. Deci avem matriță ca să facem plăcuțe să placăm casa. Mm. Acum frate, mai ceva. Așa arată, uite. Vedeți ce spuneți? Ies dă ceva? Hai că m-am murdărit de sânge. Și aici, hai să le facem. Pac, 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 le punem acolo. După care așa să lipesc, le punem cu adeziv și le lipim așa. Am făcut și gar pe aici. Gar pe aici, garul s-a lipsat. Tractorul de asta e un alt vlog separat. Tractorul a fost decondiționat. Și garul ăsta. Ai mers apucară? Cred că s-a apucară. M-a dus, a venit băbăr mașină. Lua băbăr mașină. Să mai fac material. Eu lucrez la facerea de material. Și la montatul plăcilor. Nu e chiar așa ușor, nici cu plăcile astea. Vezi, e foarte bun GoPro ăsta în low light față de altul. Ăla cântă, bă, garul cântă, bă. Eu mă gândit că ei sunt aici. Bă, veniți sus aici, că eu cred că sunteți voi, dar cânta papagalul. Da, papagalul. E papier primit. Știi că l-aveam noi pe papier la care a zburat în lume? Da, salut. Bă, nu poți să zic pe leu. Nu asta. Aici. Nu doar primit. Aici. Nu doar primit. Băi, aici. Ce vorba despre jungul robilor? Invers, invers, invers. N-ai vizibilitate. Vizualizitate. Dă invers, cu partea la matra e către mine. Dar nu te deranjează, dar tu nu te deranjează ceasul ăla la mână? Aici am putut. Băi, așa cum spun eu. Aici e o murdărie, aici e o murdărie. Ia vă așa cum spun eu. În momentul când o dau așa cum îți spun. Dă-o așa, dă-o așa, dă-o așa, dă-o așa. Ia uite mama ce vine cu doi de mână. Hop, ia de-i. Vladimir vrea bățul din mână de la Erica, Erica nu vrea să-i dea. Ce să mândrește mama cu amândoi când merge de mână? Mama nu e frate de exact de pe ea. Da, da. L-am îmbrăcat? Da. De cum l-a picat Vladimir în seara asta, gata, 8 ore nu mișcă. Bă, Erica, la tine am avut la genă când a picat, gata. Bă, deci când l-a picat, 8 ore nu mișcă, deci eu așa n-am văzut. Că a fost tratament curat pentru ea. Deci, știi cum e? Doarme 3 ore să trezește numai pe jostă, numai câini, numai excitat, numai minge, numai... Oriunde acolo? Și numai picioare, numai picioare să. Ce faci? Mă rog de aici. De ce, mă? Hai să mă. Dă-i mă și... El vrea... Are Erica ceva în mână și aia vrea și el. De, nu, și el... A spus moșul la stângâța. Deci trebuie un căcat al lui, trebuie și ăla, când stă căcat ăla să pie și ăla. Dar eu nu pot să mănânc ceva. Deci eu nu pot să-mi bag ceva în gură în casă. Când a văzut, salivează direct. Treci și vii. Da. E treci și vii. Dar el de fiecare dată când vine în România, așa un zi. Se transformă cumva. Deci îi priește, îi priește că e foarte, foarte multă varietate. De la foarte mulți oameni cu care el reacționează. Păi când văzut pe frate mea dimineața la aeroport, culca să buza jos. Să uita la el așa, mult timp să uită la el, să uită la el, ce-i cu ăsta, ce-i cu ăsta, ce-i cu ăsta, așa. Pe fața lui se vedea ce-i cu ăsta, ce-i cu ăsta, știi? Să nu tai din placă? Da, să nu tai din placă, îmi vine ușor din perete. Să o bagi un pic sub perete. Că facând din perete. Să și ascunde bine, nu? Ia uite, uite frate, ăsta să taie Cristia, după aia să taie bătrânul cu tine. Băi, nu tai că mie mi-e frică aia în fază. Mi-e frică de polizor. Să fie de meserie. Pune să vă fac altceva, voi, o fac. Păi nu mă luam la muncă și am tăiat
Am tăiat un profil de la și mi-a dat un wake. Mama mea. Păi vezi ce mi-e frică. Hai. Nu știu și o noapte n-am mai putut de wake. Bă, dă mai aproape de el, dă mai aproape așa. Da, dar nu așa, bă, că m-a tăiat de sus prea mult acum. Bă, dar becul ăsta e pe ritm. Becul ăla are ceva el. E pe bătăile inimii. Undeva, nu, undeva el redonează. Bă, dă de elea mai așa, bă, de buză. E grea asta. E grea, mare. Ventus de unde sunt? Nu l-a fost, de zi ori în pești. Mă, o să le iau eu? Nu le găsesc. Nu, nu, nu. Mai zi, parcă l-am dat cuiva. Ha? Parcă l-am dat cuiva asta. Ce are? Ventus de. Nu o să pun un ăla. Nu le-a dat la nimeni, parcă le-a dat la careva. Nu le-a dat la nimeni. Sunt de la, ți le-a adus. Le-a dat la cine le-a dat? La... Bă, păi nu mă gândeam la deștea, mă. Da, bă, uite ce fă curăț, bă! Pe partea întâi nu venea bine la ce făceam. Bă, mă gândia, hai că dăm cu placa, pune placa. Nu e, bă, e altceva. De cu ce-am urs de gata. Păi pe care ți-a dat ceva? Carioca? Îți-a dat aici? E carioca asta, ce-i asta? Da, asta e de vopsat. Da. Și bagi în ea și când te duci cu tine tu ca să rămână pe jos. Da. Ai văzut, bă. O cheamă teralinie. Teralinie, uitați, o teralinie de la țară. Și-o făcură steralinie, a? Da. Dai centru pentru a nu greși cu vesia. Dai centru cu vesia, centru cu camere, pac, ca să vezi bine. Vede ăștia nu știam. Poți să tăie undeva, nu? În camere și-a două nu mai pun grese pe un parchet. În care camere? În camere. Nu sunt cinte parchetul ăla în fărțeam parțeamă. Nu e vorba de citat parchetul, e vorba de greutatea căștine. Deci că nu mai duce? Nu, eu am explicat la prima mână, numai țigla. La acoperiș este 10 tone. Bă, frate, e mult. 10 tone. Da, mă, dacă ați să calculați așa, greșește, greșește jos, frate. Da, mă, dacă ați să calculați așa, pe voi ați băgat 5 tone de ciment până. Ce 5 tone? Cât în fundație? Faci o conta 93 de metri cubi de ciment. Deci pe chitanță. În fundație. În fundație, nu, nu în fundație cât? În beci. În beci. Păi ai văzut? Nu mai calcula așa, că așa de mai te sperii. Păi nu te sperii. Le spui celor care nu au văzut filme de ăștia, care nu s-au apărat de casă. Nu, dar te sperii când calculezi, bă, nu duce casa. Auzi că nu duce casa. Eu cred că e mult de zis să gândești așa, adică că nu duce casa. Greutate. Bă, deci, dar e greu, fraie, e greu. Nu e vorba de că nu duce, că duce. Adică nu cred că nu duce casa greutatea, că puneți... Păi depinde ce fier ai băgat în fundație și în ăsta, deci din cauza aia se face casa cu arhitect, cu proiectant. Care el spune, bă, uite că trebuie să bagi fier de 7, de 20, păi fier de, de ăla. Pentru faptul că dacă n-ai făcut pilonii buni, gata, te pomești că capul... Păi exact, voi de când ați făcut fundația, aveați proiectul cășii, nu v-ați gândit, hai, noi facem un etaj. Nu, mă, nu, a, nu, mă, nu, asta a venit din proiect, a fost construită să fie o casă grea de la început. Din filmare. Păi vezi? Că așa nu faci tu din lemne jos și zici, hai să torci o placă. Exact, hai să pun 10 tone de, da. De, nu, de acoperiș pe ea. Nu, știi, nu. Vine cu totul. Exact cum ai avea un bou de o tonă și un bou de 300 de kg. Am văzut acum, măi, nou, pe remorcă. Pe remorcă îți vine casă. Container? Casa, da, da, păi ai 18.000 de euro. 18.000 de euro, e direct făcut. Vine container și o vei acolo ajunge. Și o mulți unde vrei. Acolo ajunge, exact. Uite, da. Vezi, uite, rămâne, ea rămâne format așa, rămâne, n-ai da. Ce să îngreșești. N-ai cum să... Acum a venit cu alezii. Trebuie să mai dau o zonă cu mercul. Oh. Deci, mai dau un pic cu mercul? Nu, mai las, cred că e bine. Să vedem acum. Cred că e prea mult. Să-mi bagi prea mult. Mergi jos, pune-o. Pune o baterie de aia, dacă e de la flex, nu mai trebuie. Îmi pun o baterie Caranda. Pune-i de la flex, pe la flex. Care e, la flex? Asta? Ca baterie pune-o în coate, nu mi-am pregătit pentru aceea, nu mi-am pregătit pentru aceea, dar altceva. Mă, e bani cu poate în spate, mă zicea să vă lacă, da? La, 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 la. Ce s-o pune? Bă! Păi bine, bine pe linie. Să vedeți că nu vine primul. Păi dacă nu pui bine, poate-i prezi la mai cadea. Nu are treaba perete, că nu mai au perete, eu mă duc pe linie. Bine. Bine, atunci. Ia, prima placă. Deci, considerăm că e mai greu până începem, nu? Da, la început. Trebuie să vorbim destul de lumele.
Uite, vă, că atunci bătă numărul ăsta. În caz că vrea cineva să-i pui grețe sau să ajungi la ceva prin casă. În Craiova, te bagi, nu? S-am pus acolo la muncă. Că m-a luat pe mine dintre 3-4 oameni. Pe mine m-a luat, am schimbat zborul la ușe. Am schimbat... I-a luat 1 milion, nu? Nu m-a luat, mă, că a lucrat la muncă. N-a luat, mă. Bă, data viitoare să iei 1 milion. 80 de lei la felul ăsta. Eu am o problemă cu muncitul mult, pic într-o exploatare. Da. Și când pic în exploatare, șefa, ridic prețul. Gata. Când ai prea mult de muncă și nu-ți vezi capul, să știi că muncești prea pe nimic. Stai puțin. Hai să dăm ăsta mai încoacea. Ce îți faci? Trebuie să fixăm capul, ca lumea capul. Da, da, pe urmă, după ce-l fixă, nu mai hai de mâncare. Să ajungă bine în colț. Hai de acolo. Te-ai văzut răghile băga pe ei? Tagiu ți-l zi, vezi că să vină din partea fratelul din colț. Tagiu ți-l la tine, așa. O este, da. Te vedem din colț, să tragi. Bă, vezi ce înseamnă să fim, să fim 3, 4, 5 peci pe lângă, că mă-i vede unul ceva, am venit cu ceva. Nu poți să-l tragi cu. Dacă nu vine, lasă-l înapoi. Din coace nu vine, hă? Bă, de aici trebuie să vină, datule. De aici trebuie să vină, da. Lasă-l, nu-l trage, că-l jumlim, nu-l trage, lasă-l. Că le punem așa, băi, mă dă. Să de unde trebuie să vină? Lasă, spare pe mijloc mâine. Îi facem gaur? Hai că îi facem gaur acum. Noi facem. Ca să-l băgăm. Lasă-l băgă bine, uite. Lasă-l, îi facem gaur mâine cu ăla. Păi și zic că nu-i pui acolo de duș o țără. Bă, dar mâine pun. Dar mâine după acolo, că nu-i vrea, nu-i vrea de loc cu mușare. Nu se trage. Nu se trage, la băgat nu știe. Și ăsta vine de aici? Da, da, e băgat. Nu mai poți să mai faci. Nu se trage. Nu. Ia bă, grabă, nu faci mă tu aici. Ia, dă-l la locul lui, mă, dă-l la locul lui, să-l duce. Nu, nu-i dai, unde să-l dai? Ia, te întreb, unde să-l dai? L-au tras la mișto prin îngăpărit, așa? Nu-i dai acolo, nu-i dai acolo, mă dai. Tatule, dacă ăla-i dros, ăla de vine mai... Lasă, mă dai fără pe acela acolo, că mă-i spun cu aici pe mâine, auzi? Lasă că mă-i dăm o altă gaură așa, ușor. Dacă nu mai dai gaură pe perete, îl bagi... Nu, bă, trebuie, mă dai pe la perete acolo bine, că spartem unul aici. Bun, hai, trage-l puțin. Gata. Acolo să vine. E bine. Deci când au tras de la încălzire, da. Trebuia să vină pe colț, dar bă, frate, la încălzire când trebuia să tragă pe de jos. Uite, am zis că mie că băga așa pe cablul de la ca să poți să scoți cablul, să poți să scoți ăla. Băga pe de jos de asta, băga. E ce a făcut cine bătaie, dă-i ăla, dă-i ăla. Bătaie, fă repede ca să... Bătrei, nu acolo, bătrei, că nu mă duc până acolo cu Grecia. Pălește, cum faci? Pălește, adică nu mă duc până acolo cu Grecia. Înțelegi? Păi, dar merge cu două rânduri. Hai atunci. În colț nu trebuie. Lasă că nu e după ce pui Grecia. În tine tu, ca să vină ușor acum. Nu mai poate după aia, datule. Nu că după aia eu belesc ce face el. Mâine pun lateralele. Bun. Aaa, vrea să-i... Acolo taie pe toată mică. Eu merg două rânduri, frate. Vrea să-i vine ușor să facă repede. Da. În plus de meserie pe mâine. Uite, trage aici, am pus aici. Hai la pentru ce aici. Bă, dar mă spălsără cu aia, cu funii aia, cu aia. Eu mă gândit că merge așa, e mult mai de gândit. Nu, nu, nu. Ajuția să vine la urmă. Deci la sfârșitul, dacă nu faci... Băi, casa când ai apucat, dacă nu faci bine, fie din ce spuneam, un centimetru, dacă ai greșit de jos, îl sunt sus la tine. Da. Păi de-apoi acolo se degenerează treaba rău. Gata. Păi ca și cum, eu și cum le spun oamenilor, dacă dăm bumbărac în cap în fiecare zi, nu se face cam în cap. Păi da, păi e o chinezasă, care tot curgea la așa gândesc eu asta cu vlogurile. Pe termen de 20-30 de ani, tot e bine. Un scaun îmi trebuie acum, că nu pot să lucrez așa. Crede-mă, văd să pun și gresie pe urmă asta. Un scaun de la cu vată. Cu vată, ca să nu se spară gresia. Aha. Cu perne de la el. Aha. Că nu pot să-l fii joc pe mâine. Da, uite, de asta avem noi la muncă. Da, avem, da. Dar e mai mare. Nu mai mare, n-ai. Asta este specială pentru... Ca să dea gaură, ia. Gata? Păi da, gata, ce s-o minuta în trebuie. Ușor că spargi. Nu e bună. Păi? Nu e bună. Ce băguși? Păi nu-mi dă tate, tate, că să-mi tădii. Dă-mi de ciocanul ăla. Nu-mi dă tate, că... Păi pune-o culcată, tate, culcată în tădea, bă. Așa, așa. Așa, iau. Acum, ia tate, că dă-i un clotul. Așa, gata, lasă-o, bine. Gata. Gata, o. Lasă-o așa, că se îndreptă tatălui. Bă, din avion nu se vede. De ce mă pricep eu? Eu consider că e bine. Îi dăm ce vedere la mea. De exemplu, mie, dacă îmi puneai pe mine, mă cucereai de mult. Dacă îmi puneai mie pe mine, mă cucereai de mult. E gata, lasă-o. Ia.
Deci nu mai cum fa lumea, ia. Ne-ai